12 mai, sărbătoarea Sfântului Ioan Valahul. Elevii și profesorii seminarului teologic Teoctist Patriarhul din Giurgiu și-au sărbătorit ocrotitorul spiritual. Manifestările religios-culturale organizate de Episcopia Giurgiului cu ocazia acestei sărbători au debutat în Biserica Buna Vestire, paraclis al tinerilor giurgiuveni, cu Sfânta Liturghie oficiată de către ierarhul locului, Preasfințitul Părinte Ambrozie. La finalul slujbei, după săvârșirea parastasului pentru vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, ctitorul spiritual al școlii teologice din Giurgiu, Preasfințitul Părinte Ambrozie l-a prezentat tuturor pe noul director al seminarului, Părintele Profesor Dr. Edmond Nicolae Popa. Coordonator al sectorului social-filantropic al Episcopiei și profesor de matematică la seminar, noul director a desfășurat o bogată activitate pastoral-misionară și social-filantropică, concretizată prin înființarea așezământului social Grădina Maicii Domnului de la parohia Letca Nouă, unde este și paroh. A fost un moment de mare bucurie duhovnicească când am prezentat pe noul director al seminarului teologic, pe Părintele Profesor Dr. Edmond Popa Nicolae, cel care a fost consilier pe probleme sociale și care a fost și distins cu crucea patriarhală de Preafericitul Părinte Daniel pentru activitatea sa extraordinară, atât de la Letca Nouă, cât și de la Slobozia de Giurgiu, unde în 2010, când Preafericitul a venit și a sfințit Catedrala Episcopală, a resfințit Catedrala, s-a inaugurat și așezământul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril dintr-un fost centru de plasament de la Slobozia. Are dublă specializare, dublă pregătire, este și doctor în teologie, are o foarte frumoasă teză de doctorat despre familie și provocările la adresa familiei creștine astăzi. L-am prezentat în primul rând ca fiind un familist convins, cu 4 copii foarte reușiți, unul dintre ei este elev la seminarul Teoctist Patriarhul din Giurgiu. Această chemare reprezintă pentru mine un talent, un dar pe care Dumnezeu mi l-a făcut și sigur că pe măsura darului încredințat se cuvine să fie și lucrarea mea. Manifestările închinate Sfântului Mucenic Ioan Valahul au continuat cu Festivalul Național Ritmuri de Toacă, aflat la a doua ediție. Festivalul s-a bucurat și anul acesta de prezența mai multor elevi de la seminariile teologice din Piatra Neamț, Constanța, Curtea de Argeș, Brașov, Buzău, Slobozia și Giurgiu. În fața unei comisii de jurizare, care a fost prezidată de chiriarhul locului, elevii seminariști și-au arătat îndemânarea în această artă de a bate toaca. Concursul Ritmuri de Toacă a ajuns la a noua ediție. E bine, iată că din an în an acest concurs crește, vin din mai multe eparhii și sigur că o creștere o vedem și în valoarea celor care participă. Tineri seminariști care reprezintă cu cinste eparhiile, seminariile teologice de unde vin.
adevărat model de curaj în fața tentațiilor vremii, Sfântul Ioan Valahul reprezintă un exemplu de mărturisire pe care tinerii teologi se cuvine să o facă în această lume plină de provocări. Tinerii noștri au nevoie de repere. Tinerii noștri au nevoie să fie călăuziți, să fie învățați în a fi adevărați creștini. Astăzi, sigur, nu mai ne confruntăm cu genul de persecuții cu care s-a confruntat Sfântul Ioan Valahu, Sfântul Voievod, Constantin Brâncovanu, cu cei patru fii ai săi sau Ianache Sfernicul, dar persecuțiile sunt altfel astăzi, sunt mult mai subtile, vin prin intermediul internetului, fără să demonizăm și să stigmatizăm, foarte multe informații negative care îi tulbură. Îi ispitesc pe tinerii de astăzi. Pe tinerii aceștia trebuie să-i creștem duhovnicește, să fie cu adevărat tinerii din interiorul bisericii și nu din afara bisericii, cei care sunt spectatori și care ajung așa tangențial la sfintele slujbe. Ei sunt liberi în măsura în care înțeleg că libertatea aceasta pe care o au de la Dumnezeu trebuie să fie o libertate responsabilă. Câte tentații sunt astăzi, Dumnezeule Mare, trebuie să-L chemăm, să-L invocăm în rugăciunea noastră pe Sfântul Ioan Valahu. Este un mare ajutător, un adolescent care a mărturisit pe Hristos, care a fost persecutat. Trebuie să fim alături de ei, trebuie să-i călăuzim și să-i aducem la Hristos, să-i aducem la credință, să-i aducem în Sfânta Biserică, să-i aducem acasă, pentru că aici în biserică suntem cu adevărat acasă. Asta ne propunem să facem aici, la Seminarul Teologic Teoctist Patriarhul din Giurgiu.